Ia uite, domnule. Uite altă. Asta e originală, da? Ce frumos. Dacia. Neagră. Așa. Cu număr mic, nu avea decât securitate. Eu mă am niște piese de Dacia. Am și fețe de uși noi. Sunetul lor. Hai, închide capota și hai la plimbare. Bă, volanul ăsta a trecut prin ceva. Of, câte povești am să spun eu cu Dacia asta. Se potrivește perfect cu clădirile astea explodate pe aici. Ia voi să vezi volanul ăia. Dar știi ce e interesant? Și mai domnul interesant. Foarte ok cutia de viteză ca etajare. Dar uite ce s-a uitat tipul ăsta cu de mânca prăjitor ce mânca pe aici. Mașina asta merge prea mișto, să știi. Ia fii atent ce-i fac eu lui tătii cu Dacia lui mai nouă. Uite, Robert, am depășit viteza legală. Mă las unele mie, că poate sare dracul. Ce să sară? Cu telescopul ăla în gură pe aici. Azi e episodul episoadelor. Uite, când eram eu de mogean la practică, eu eram singurul din clasă care mogeam să făceam practică. Îi las, fugeau toți. Și pe tipe de ăștia am început să fac practică. Domnul Preda, cu mai mulți ani în urmă, când în copilăria mea, dacă oprea una din asta neagră în fața blocului cu număr mic. Așa? Ce înseamnă număr mic? 1, 2, 3, eu exact. Pe acolo. Aveai probleme. Păi de unde? Poate sucea la vecin. Sau vecinul avea probleme. Pentru că Dacia neagră și cu număr mic nu avea decât securitate. Și unii doctori. Eu. Sau unii... Mai așa, mai da. Altfel. Astăzi, prin amabilitatea unui domn foarte distins de la noi de aici din oraș, avem o Dacie la filmări. Nici nu am uitat de care este, 1310 sau 1410, nu scrie. Și nu este ultimul model, că nu e zâmbetul lui Iliescu. Și apropo de zâmbetul lui Iliescu. E plânsul lui Iliescu ăsta. Se spune că nu vom intra în spațiu Schengen și nici nu vom primi vize de state cât trăiește neanelul. Joacă pe asta. Însă mașina la bază este un Renault 12. Renault 12 care apare în Franța în 1969. Iar online-ul românesc spune că 1300, care s-a făcut la Mioveni, este lansat de un 23 august, cu 12 zile înaintea modelului francez. Adică, în 1969, când Dacia 1300 se face și în România, sub licența lui Renault 12, România făcea o mașină modernă. Da. Un Renault modern. Un mijloc de transport. Te ducea de colo-colo. Asta este și ideea. Comuniștii vor să dezvolte industria auto română ca să limiteze importurile. Și pentru că tot timpul a fost o țară care am simpatizat Franța și care i-am copiat codurile legale, am umblat puțin și pe la industria auto. De fapt, până în la venirea Ford în România nu aveam decât două modele franceze. Trebuie care... să lovești colțul ăsta, îl schimbi pe ăsta. Lovești mijlocul și mijlocul. Dar știi că nu mai sunt chiar așa de accesibile. Nu se mai găsesc așa de multe piese. Există chiar o mafie sau o samsăreală a daciilor. Eu mă am niște piese de Dacia. Am și fețe de uși noi. Am mai multe. Dacă te interesează să ții vreuna fără fețe de uși? Nu. Renault 12 pe care Dacia 1300 îl copiază este o mașină de clasă medie. Adică este un strămoș al lui Laguna și al lui Talisman. Nu este o compactă, nu este o mașină de clasă mică. Bă, uite, radiator nou. Iar construcția tehnică, soluția tehnică este una interesantă. Pentru că pe față avem o suspensie complicată, cu tiranți. Braț superior, braț inferior. Am schimbat și eu cândva. Teo de la telescop. Am schimbat toate astea, stânga-dreapta la un prieten, m-a zăpăcit cu ea și n-am scăpat de el, până nu mi l-am schimbat. Păi, aici este farmecul Daciei.
În vremurile ei bune, dacă găseai buc și pivot și brad, tot ce, dacă găseai componente de suspensie de calitate, te țineau cam 25.000 de kilometri. Dacă puneai de alea de așa, na, da? Te țineau 10.000 de kilometri. Deci... Dă-ți seama câtă muncă este să schimbi multele componente. Păi eu am schimbat, tu ai schimbat vreodată? Doar am asistat. Eu am schimbat. Odată și atunci m-a lecuit. Păi asta zic. Plus reglajele direcției. În fine. O mașină complicată și este o mașină mai complicată decât ce a produsă în prezent. Mai ales pe partea de suspensie. Construit-o niște orbi. N-am văzut cum să faci tu așa. Cu găurile astea pe aici și nu există să cumpere o aripă să se nimerească, să se nimerească, păi fix da, pe domnul, fix. Domnul Preda, să nu uităm că mașina asta a avut la început niște faruri ovale. Păi a avut ce a avut, dar... După care a avut patru faruri rotunde. O fabrică să după construiască. Care a avut faruri din astea. Așa. Și zâmbetul lui Iliescu. Și? Păi faci pentru fiecare în parte. Să vină bine pe mașină. Asta, că ai cum să zică mulți, domne, că a fost desfăcută și făcută de 100 de ori și e făcută că... prost. Dar nu contează. Da, eu nu am făcut, lucram eu la, de făceam practică, știu că înjurau ăia în continuu. Că venea cu aripă și nu avea cum să vină. Ia, vină totuși mai departe, să-i dăm așa ocol un pic. Ce ocol să mai privim din mai multe unghiuri. Eu nu vreau să o văd. Sincer, mie îmi place. Deci mie îmi place. Nu știu de ce vă plac vouă. Mă uitai pe dreapta acolo, nu are gram de rugină. Bănuiesc că a fost schimbat sau a fost conservată bine. Fii atent, mai avea o particularitate mașinile astea. Mai bine zis, în România nu s-a făcut decât motorizare de 1300, da? De 1400 și un 1200, care a fost foarte rar. Când era reglată corect carburația, aprinderea pe delcou, avea eșapamentul curat. Așa? Băi, eșapamentul curat. La o mașină din anii 70-80-90. Adică... Uite-te, și nici numărul n-a fost în stare să-l încadreze pe mijloc, au pus gura aia acolo. Oricum, are un număr, are un număr interesant mașina asta. Numărul? N-ai ce spune. Dar... Însă știi că cred că a fost marele minus și punctul nevralgic al tuturor generațiilor de 1300? Frânele. Celebrul repartitor de pe spate. Frâne proaste, tampoane la ăștia la tobe proaste. Hai, nu mai fi cârcotaș. Că ce să... cârcotaș? Din ce am văzut eu, stric părerea mea. Eu n-am lucrat foarte mult la ele. Este o ultimă mașină care poate fi pornită fără baterie cu o manivelă. Bași manivelă? Da. Bași cheia de roți, de fapt. Cheia de roți, exact. Pe unde o faci? Că nu are nicio găură. Păi, nu are, dar trebuie să dai numărul la o parte. Ia păi nu toate cred că au. Toate au, nu există. Olsitul știam că are. Și asta, ia uite, aici, ia uite. E în spatele grilei, e o gaură. Ia, trage capota, să vedem ce avem sub ea. A, și apropo, când statul român, sau mai bine, guvernul comunist, făcea prospecțiuni de piață din ăsta, cu ce producător să vină la noi, Alfa Romeo, Fiat, DKV, Peugeot, au vrut să vină să facă fabrică în România. A câștigat Renault. Ia uite, radiator ridici... nou. Opa, dacă ridici din partea aia, hârșcă-i. Dacă ridici de aici, nu se mă aude. Te uite de la el puțin, n-are pierdere toate de ulei. Toate furtunele. Uite-te și tu, n-are pierdere de ulei. Toate furtunele noi, coliere noi. Vezi, omul pleacă sigur. Ia uite, aici e cald rece. Pac, pac. Nu, nu. Aici, aici este robinetul. Păi și ăsta ce mai e? Aerisitor. Da, bravo. Foarte criticate. Pentru lipsa unui sistem de climatizare, mai ales primele generații, până la apariția bordului CN, CN1, 2, 3 și 4. Nu știu ce sunt aia, dar mă uit aici, dacă ții asta aici și plouă pe ea în continuu, e normal să ruginească sub ea. Ba da. Fii atent. Da, uite, și ăștia, uite cât sunt de vechi și de, aveau de-asta... Capitolăș, da. Da. Mică, mare. De-a lungul timpului, ea se face în multe țări și s-a și asamblat într-o grămadă de peste, aproape o duzină, dacă nu chiar peste o duzină de țări, inclusiv Canada. Dar ca producție, efectiv, România este ultima țară care produce Renault 12 sub formă de Dacia 1410 până în 2004 și Papucu până în 2006. Probabil că nu puteam intra în Uniunea Europeană cu astfel de mașini
pe care să le producem. Oricum, peste tot noi suntem ultimii oameni, așa că... Turcia a făcut Renault-ul 12 până în 2000. Iar Argentina până în 1994. Evident, Renault-ul 12 primește și motor de 1.6, care în România nu apare decât pe 1400, nu știu să numeam 1410, doar pe zâmbetul lui Iliescu, cu sistem de injecție și abțibil pe luneta din spate. Ți-aduce aminte? L-ai prins prea deschis Dacia cu motor pe injecție pe luneta. Da, da, da. E, cele de Franța... În ce ani, răule? Ultimile. Păderea unciu, au avut două. Cele de Franța însă au avut celebrul motor Gordini, ediție Gordini, mai bine se întreaga mașină este o ediție Gordini cu carburator dublu corp, mult mai puternică, cutie de viteze în 5 trepte și așa mai departe. Ce mai descoperiști pe aici? Bușonul ăsta. Nu era de la tablă. Sunt multe. Gândește-te că în mașina, făcându-se în 35 de ani, suferă foarte multe transformări. Acolo venea cricul la unele. Exact. Primele generații, cele din anii 70, au frânat de mână sub bord, lângă capotă. Șprițiera de parbriz e tot la piciorul stâng. Bă. Radiator mic. Sunt și variante făcute în România care au mers la export pentru Egipt, care aveau termocuplă. Nu mai aveau sistemul ăsta cu palete de la ventilator acționate de cureaua de accesorii. Pompa de apă, distribuție pe lanț. De apreciat și ne-a vopsit-o că au dat parbriz jos. Mă rog. Da, mai... e vopsită cu parbrizul jos. Da. Că nu i-a vopsită. Uite, ia fii atent să te arăt încă o chestie foarte tare care amintește de modelele BMW. Yeah. Ia uite aici, vezi? Pe timpul iernii. Așa. Asta o dai în... Acum e de pe timpul verii, acum e pe timpul iernii. Și ia ca să tragă aer cald de la galerie. Uh-huh. Vară iarnă, uite, scrie aici. Tehnologie. Hai să o lăsăm pe vară, așa. Ia uite. Păi oricum, tu te uiteași pe gaura asta să vezi aici. Filtru de aer. Știi ce vreau? Ia du-te și pornește-o. Du-te și pornește-o. Cu cele? Sunt la tine. La mine? Și dacă tot ești înăuntru, montează și tu că această mașină chiar merită un brăduț. Cu Decebal. De la Deo Max, Decebal. Gata, domnule. Pentru că avem o întrebare pentru mecanicii din ziua de astăzi sau pentru, așa zis, și înlocuitori de piese. Mai bine înlocuitori de piese. Mai mulți înlocuitori de piese. Cine știe să mai regleze avansul, carburația și culbutorii unei astfel de mașini? Eu. Leră. De unde știi? Ai mai multe șanse să reglezi suspensia la A7. Da. Aia pneumatică. Modelul Renault 12 s-a înrudit două modele Ford, făcute tot în Brazilia, unde și Renault a făcut modelul 12. Unul se numește Del Rio și celălalt nu mai știu cum. Mă rog, și Ford în anii aia, ca și Renault, aveau o politică din asta de a duce produsele lor și de a vinde licențe către... Ce vezi, domnule? Curs de dezvoltare. Se încadrează. Dar unde ai descoperit, domnule, ăștia? Că miroase frumos. Domnule, i-am descoperit într-un servis. Ia uite, domnule. Uite alt. Asta e originală, bă, da? Ce frumos. Exact ca la Porsche se prinde. Asta nu are bord CN, are bordul clasic. Ia vezi, cu 4 sau cu 5? Ce 4? Viteze. 5? 5, da. Bun. Acum, cu fi doar simbătorul cu 5 și restul e cu 4. Ia dă-i o cheie. Oho, ia uite că se reduce scaunul, ui, se reglează și pentru mandea. Ia să vedem o pornire sfert. Ia uite, bă, fii atent. Ambreiaj pe cablu. I-a făcut de aia, ia vino să vezi. Ce? Mă, exact cum are A7-le. Ia uite cum se dă ceasul peste cap. Op. Bă, vezi că e în viteză. Asta e întâia, aici. Acolo e, da. Și asta e așa, aici. Da, uite chiar că se dau ceasurile peste cap. Bă, ce frumos. Să și aude când cade să tac, 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 tac. Da, eu. Stai că pun contactul și dau și un pic la automat. Mm? Bă, ce frumos. Hai să-l ascultăm puțin, să-l vedem de aproape. Da. Eu am avut o experiență neplăcută cu una din astea, în tinerețea mea, cu tatăl unor prieteni de-ai noștri, care îl salutăm pe calea asta, mare maestru în reglajul lor. După ce a făcut motorul la una și a reglat-o, m-a chemat lângă el. Hai să o vezi cum merge, a acceleratul de două ori și a sărit elicea pe lângă noi în aer. Și era din asta de plastic și
primele au fost cu din alea de metal, știi? Acum nu știu care era mai sigură, cea de plastic sau cea de metal, dar dacă țare așa în timp ce eu accelerez pe loc, nu e o chestie ok. Mi-a sărit și mie una. Da, bravo. La pisicuță. Bun, domnul Preda, ia accelerează-o puțin să vedea că scoate fum. Ce răspunde la pedale? Nimic. Bă, iau sunetul lor. Hai, închide capota și hai la plimbare. Avem sistem de ăsta, ultim model. Ce sistem? E, nu e sistem cu boxe, vezi? Dar le-a atașat-o acolo. Oba! Mai lipsesc piese de pe aici. De ce mi-e cel mai frică? De ce? La mașina asta, ușa din dreapta se mai deschide în mers câteodată. Păi ți-am spus că colegul ăla de lucram cu el cândva. Hai, treci în dreapta. Ia că a căzut sorța din mașină și a rupt-o cu bătaia. Că i-a zis, de ce nu spusești că opream, te dai jos din mașină, dar s-a deschis ușa. Turometrul rămasă ca la 7. Păi, așa rămâne și la 7 câteodată. Ia, dă-te mai în spate. Bă, dar stai bine, fii atent. Păi, scaunele foarte moi. Asta am vrut să timpul să zic. La mașinile astea, așa? Scaunele au fost corelate oarecum ok. E, bine, uite ăsta, de exemplu, nu mi-a merge reglajul la spătar. Mi-amintesc că în copilăria mea, vara, stăteam în curte, în Dacia lui taică-mea, așa? Și citeam. Bă, ce ai, bă, citeai? Da. Și bravo. Într-un an, i-am fărâmat scaunul de la șofer. Wow. Mai bine zis, reglajele. Și a rămas dat în față ca pentru mine, știi? Da. A fost o întreagă aventură să-l reparăm. Dar s-a la reprezentanță? Nu, a venit un nene, mai pule. Erau oameni nene de ăștia percepuți. Știi că, conform unei statistici, mașina asta o puteai repara în anii ei de glorie foarte ușor oriunde. Pentru că pe fiecare drum... Mașinul, nu, dar erau multe în circulații și numai astea și fiecare care trecea avea la el ce-i trebuie, știi? Plecau oamenii pregătiți, exact. Pentru că mașinile astea de fabrică au fost făcute. Uite, o chestie care am văzut-o și la modelele Renault din prezent. Nu se aliniază pedalele. Nu ai nevoie. Bun. Îmi pare rău că nu pot să reglez scaunul cum trebuie. Pentru că aș vrea să stau puțin mai în față, mai cu spătarul mai drept. Lasă, domnule, nu mai face. În fine, ia uite-te aici, presiune ulei. Așa mergea o Dacia motorul bine, când presiunea stătea în relantii sus. Temperatura apă, nivel combustibil, încărcare la baterie. Încărcarea la baterie, în mers, se dă puțin mai așa. Nu, ar trebui și acum astea o idee mai la dreapta. Ia fii atent, domnul Preda. Te uiți, da? Ia. Ce? Te uiți, da? Primează picioarele mele. Așa? Și? Asta ce spune? Că e reglată cum trebuie. Gata, domnule. Te uiți, asta, da? E modelul cu 3 butoane. Fii atent, te uiți în continuare, ce da? Ce strâmbe volanul? Bă, dar chiar că e strâmbe volanul. Bă, volanul ăsta a trecut prin ceva. Bă, a fost lovită și s-a strâmb de volan. Nu, dacă e strâmb la fel. Bă, e strâmb. Nu e strâmb așa în sus, ca să fie mai dinamic. Mai aproape. Fii atent, a întâia, da? Da. Nu accelerăm. Nu accelerăm. A doua. Moare motorul. Nu. Moare motorul. Aici dacă e șofer, așa înveți să conduci, cu Dacia. Ia uite. Apoi și eu cu ce crezi că am făcut școală? Tu pe Dacia. Fii atent în continuare, eu nu accelerez, te uiți, da? Da, domnule. Bun, aici lucrurile stau însă clasic. Carburație, aprindere pe Delco. Sunt mașini moderne care nu prea pot să faci lucrurile astea la ele. Ce să faci? Să spui centura, de exemplu. Păi ia uite pe unde e centura, pe la... E strâmbul prea... Bă, dar e nasol cu volanul ăsta strâmb, așa, e un pic derutant. Te minte. Aici arată ștrecător pentru spate. Pentru ce mai este să ai temporizatorul? Nu, domnule, e reglajul pe înălțimea al farurilor. Bă, ăsta de aici, de ce are... Da, ăla era unde la așa o... Rotiție. Care... Vezi, cu timpul apar ceva de genul opționale la ele, dar nu multe opționale. N-au avut niciodată aer condiționat, sisteme retrofit, n-au avut niciodată servodirecție, ABS, SSP, nu se mai pune problema. Uite când acolo se deschide ăsta, torpedoul. A, da? Da. Mamă, ce frâne are, sau ce frâne n-are. Vezi cu asta să nu mai faci... Domnul Preda, cu această mașină însă nu vom merge pe traseul nostru. Aoleu,
Dar unde mergem? La București? Mergem prin oraș. La Pitești? Sau vrei să mergem pe traseul nostru? Eu aș vrea să mergem prin oraș cu ea. Și uite-te o chestie, fii atent, filmează piciorul meu stâng. Uite-te aici cum e pus mânerul la ușă. O mașină în anii 70 făcută de Renault. Da, bă, dar să ține piciorul prea crăcănat și te doare. Uite-te cât loc ai să muți piciorul stâng. Păi îi salut pe toți inginerii care desenează Renault-uri, talismane, Megane și astea alte. Așa? Care te țin cu piciorul drept. Uitați-vă ce ați făcut acum 50 de ani. Ce se aude ce? Sirenaj la cutie, ce să se audă? Era ceva standard. N-are... Ar trebui să-l sunăm pe domnul Păun. Cotieră. Se poate, bune, există. Apropo, în anii de după Revoluție, așa, mașinile astea începuseră să apară tot felul de găsei în târg la Pitești, tot felul de accesorii, tot felul de brizbizuri. Evident, îi creșteai valoarea. Fotbaliștii, inclusiv cei de la Universitatea Craiova, au primit, mi se pare, nu mai aduc eu bine aminte, cu ce ocazie, un lot de daci cu bord CN, cu geamuri albastre, de fabrică, făcute altfel, știi? Ia uite, ce frumos! Bă, frânele nasol cu ele, pedala se duce jos. Opa! Zis-o un cură mai apucat să-i facă... Oricum, de la Renault 12 debutează fără servofrână, e cu circuit mecanic, de adevăratelea. Primește servofrână Dacia 1310, 1300, ba da, 1310. Dar asta cum bagă căldură? Că bagă căldură? Asta era una din marile ei probleme, are caloriferul afară. Iar cele care n-au bord CN, bagă căldură, nu. Văd că are pe aici o crapetă. Aia de pod direcționar, de parbriz sau spre tine. A, da, că pe aici n-are. Foarte interesant este că mașina asta când își încheie, când iese din producție în 1004, ultimile exemplare costau până în 4500 de euro. Astăzi o mașină făcută de Dacia costă 17500 de euro. Da, domnule, dar are tablete, are... De 4 ori mai scumpă. Da. Dar este o mașină dintr-o clasă mai mică. Și s-a mărit și salariile sunt la fel de mari. Of, câte povești am să spun eu cu Dacia asta. Cu Dacia din astea. Ia uite, plafon negru. În copilăria mea am făcut multe prostii. Una dintre ele era să fur mașina de acasă. E, frumos. Da, dar furam de acasă o mașină pe carburație. Care așa, într-o noapte când am făcut chestia asta mi s-a oprit la vreun kilometru de casă. Încă nu învățasem să curăț carburatorul și să-l reglez și să... Și ghiși cum am venit pe-a până acasă noaptea. Împinsă, exact. Eu știu pe un prieten. A furat tot așa mașina lui bătrân. A mers cu ea, a spart motorul și a împins-o și a băgat-o în garaj. Și la dimineața când se plece la muncă a dat la automat și era os. Și a dus-o la mecanic și bă, s-a spart motorul. S-a calat. Bă, cum bă? Uite așa, stăm. Ea filmează instrumentele de bord. Că uite, s-a ridicat acul la ampermetru. Încărcarea la baterie ok. Se sculă cum presiunea la ulei e foarte ok. Cu a 4-a, să-i dăm și a 5-a. Temperatura la apă cred că necesită un termostat, da? Ar fi trebuit să se ridice puțin mai sus. Dar per total mașina merge bine. Asta nu mai știu. Detalii, domnul Preda. Uite, viitorul și prezentul. Uite că dacă o virezi așa în scurt cât poate vira ea, e un pic, se duce așa în direcția, da, în care vrei. Așa, văd că e cam două ture de volan ca să simtă că fuge botul puțin în stânga sau în dreapta. Bă, ia uite, da, cu toba, una reală, una falsă. Doamne. Uite, da, că o Dacia acolo, uite. Filmează, ia uite, uite acolo. Sunt. Știi ce e trist? Înainte de criza asta din 2020, dispăruseră. Asta înseamnă că românii încă le folosesc. Nu știu cât mai costă una, nu vorbim de una restaurată, de una pusă la punct, ci de una ca asta, așa. Asta nu e pusă la punct. Ba nu, de una restaurată la, în original, așa cum a fost ea, știi? Dar filmează-te și pe tine. Bagă-te și pe tine în cadru. Eu nu sunt aceea. E doar ceva mai mult, așa. Pac. Așa, pac. Oricum, tu dacă lucrai în trecut, mai mulți ani în urmă, așa?
Nu aș fi vrut să le partici. Nu. Cum faci panoramicele așa să dai la astea? Deci, odată când avea 5-6 ani, deja îți făceai tăblăria. Bă. Bă, gândește, oamenii stăteau 5-6 ani la rând, la coadă, să-și cumpere una. Da. Și după 5-6 ani, trebuia să o refaci complet. Mai stăteau odată la coadă și-și lua alta. Păi nu era chiar așa, că nu... Nu prea puteai să le iei ușor, să nu știu... Nu știu cât erau cifrele de producție ale fabricii de atunci, știi, raportat la ce cerere era, pentru că mergeau foarte multe la export. Dacă prindeai dace de Ungaria, bine, poate că e doar un mit cu acest dublu standard, da? Mă rog. Na, nu e. Eu am văzut la Opel treaba asta, că sunt diferențe. Știi? La toate sunt diferențe, dar să lăsăm pe oameni să creadă că nu sunt. Trotinete pentru mine. Nu știu să uită copilul ăsta la noi. Să găsesc greu, domne, vitezele. E un fel de DSG 3. Ia uite, băia... Dar cum are, de care are asta? 9 G-tronic. 9 G-tronic, 10 G-tronic, opa, opa. Chiar de încă suntem blană. Și avem viteza de croazieră pentru oraș. Ia uite, geamuri merg. Reglaj la oglinzi, atent. Romeleu i-a strâns ăsta aici până a crăpat. Gândește-te că primele Renault-e, așa, bagă-te cu Corsa ta în față, că știi că am frâne de Dacia, nu aveau oglinzi retrovizoare. Deci nu aveau oglinzi, târziu apar. Ia uite-mă și pe mine, bă, mâine dimineață. Luni. A observat chestia că se cam uită oamenii pe stradă la noi. Bine, e o Dacia neagră, știi? Păi oricum sunt mai puține ăștia negre. Domnul Preda, dacă eram în aprilie 1989, așa? O Dacia neagră pe aici. Așa. Și opream la Minerva în față. Așa. Pe, domnul Preda. Coborau platourile. Păi, fugeau ăia pe acolo de care se știau cu probleme. Ce se face? Ia uite, ce au făcut aici? Se demolează. Filmează. Se lucrează aici intens. Vedem ce apare în locul stadionului. Câteva blocuri. Să fie primite. Ia uite, bă. Cineva a luat Duster de import. Na. Și nu eu. E bine. Până s-au dus banii afară. Cum e, domnule? Pișentul. Tot ce-ți poți dori. Bă, dar volanul ăsta mă uimește. Ia, bă, ia cum face, fii atent. Ce? Cum se vede când e viraj. Dacă nu-i mai întoarce, dar mai dau. Dar chide omul pe două. Bă, ce să-l închid, că nu stă. A, nu stă? Băi, îl mai înțeai de 100 de ori. Bagă o regresă. Ia uite, alții și-a pat. Noaptea rupe patul, dimineața își face altă. Bă, se potrivește perfect cu clădirile astea explodate pe aici. Ia uite, de Belgia, de vânzare, de Bulgaria, bă, Dacii peste tot. Sunt, domne, Dacii sunt. Ia uite și moartea, bă, moartea, ce era aia din față? Moartea din Carpați. Nu, era altceva. Moartea pasiunii. Domne, dar frumos, domne, de când n-am mai fost prin centru. S-a schimbat. Ia uite, bă. Te las la tramvai? Mă las jumătate la tramvai, dar n-am bilet. Ia uite ce se uită și ăștia din Renault ăsta. La aia v-ați luat Renault? Nu, vă mai uitați așa. Asta înseamnă să fii bogat. Să ai mașină, să ai mașină de mult de asta. Vechi, da. Ca să știe lumea că ești bogat de mult. Ia uite aici, nu se inventa să softul. Ia vezi, luminile îi merg? Nu merge, că mai încercai o dată aici. Oricum primele au avut din aia aici, știi? Centrală, ba. Da. Ia uite boxele cum stau în spate, fără niciun. Ia uite o domniță blondă, simpatică. Salut! Nu te uiți la noi, că nu-ți place Dacia. Tu ești de Dubai, de altceva. Dubai pregătită. N-am mai terminat ăștia aici construcția. Nu. E de pe vremea când aveam permis. Da. Începută lucrarea. Ia uite, v-a dat drumul la fântână. A venit primăvera. Gata. Primăvera. De Paști, ne vedem la târgul de Paști. Hai să dăm o tură de English Park, așa. Așa, încă unii de se uitau. Adică, facem volan. Uite, aici să intrăm în clădirea prefecturii cu o Dacia neagră, să parcăm o Dacia neagră. Să intrăm cu ea.
să vezi volanul ăia. Dar știi ce e interesant? Și mai domnul interesant. Foarte ok cutia de viteză ca etajare, cuplată cu motorul ăsta prin, pe carburație. Prin 6 șuruburi. Nu simți nevoia să schimbi o lași între a doua, între a treia și te descurci. Mai schimb la 100 la oră. Nu, chiar da. Nu îmi place, doamne, nu mai încerca că nu cumpăr. Nu mă păi faci curios. Păi dar nu e de vânzare. Asta e de colecție. Dar au zis omul ăsta acesta, că el nu o vinde, domnule, nici cu 100 de milioane. Păi dar n-ai de ce să o vinzi, pentru că e un lucru mai valoros decât, mult mai valoros decât valoarea ei financiară. Păi ce până la urmă nu se vor mai găsi. Uite chestia asta, imaginea asta. Păi din cauza asta nu dispar, că sunt câte unii de ăștia de domnule, mi-au dat și o țin eu în garaj. Și ce faci cu ea? Nu te ajută, cu ce te ajută? Ia du-te cu asta până la Neapăun. Te duci? O, până dacă o vede Neapăun. Dacă o vede Neapăun, ce faci? Pe bune, dacă nu-ți rupe să te duci cu asta până la mare. Știu, eu am fost. Făceam 5 pene. Dar de ce? Aruncau cuie pe stradă? Nu, dar erau anvelopele pe avea. Primul de erau cauciuroți cu cameră. Așa? Și foarte proaste. Ia uite, a șaptele, bă, ia. Foarte proaste. Verde, bă, fii atent. Mă înțelegi? Pentru că nu găseai anvelope de calitate. Găseai doar producție românească. Făcute pe la Caracal, pe la Danubiana. Erau bune, dar nu mai mi-aduc aminte. Alea de la Caracal erau proaste. Și alea de la Danubiana și foarte Victoria, bune. Și Victoria, parcă erau. Exact. Dar spana la Dacia, explozie, chestii de ăștia, era ceva... Nu că firesc, la ordinea zilei, nu... Bă, dar frumos e pe aici, bă, ia fii atent, bă. Bă, sincer, dacă îl rugăm pe Iulian să dea, uite acum, Iulian, dai totul pe al negru. Că bucata asta de Craiova nu e nimic nou din 1989, în afară de blocul ăsta care nu se mai termină, de fapt care s-au pus... A, bă, că bine că s-au făcut cât de cât, că nu mai așa spartă. Sau, hai că mai mergem mult, mai mergem și pe Calea București, pentru că pare în Calea București e 1989. Poate prinde și unul din tramvaiele noastre. O mai circulă și ele? Păi eu știu, de colecție. Uite, la patra se aude sirenajul la cutie, de auză. Acolo! Bă, s-a pus să ploaie. Gata, n-avem ștergătoare. Avem, bă, ce ai, uite aici, la mâna dreaptă. L-am lăsat pe un bus, am parc. Se întoarce spre el. Eu zic să-l las în toare, dar să plimbă. Lasă să plimbe atunci. Uite, bă, suntem pe Calea București în 1989. Semaforul, am prins. Și le-am prins. Uite, știu câte de flexibilitate, a treia la 20 la oră și merge. Te poți să-i dai a patra la 30 la oră. Uite, e foarte bine reglată. Și trage. Și pleacă, uite, uite. Însă dacă ai pus frână pe carosabilul ăsta cu ea... Eu vezi că-ți cam iasă ăștia de... Păi văd că cam iasă, exact, și nu vreau să-i testez frânele. Ia uite. Și nici deformarea structurală la impact. Da, m-am pe la garaj, am văzut că sunt vreo 3 de ăștia pe acolo. Luăm repede un bot. Da. Repede. Hai să o luăm la dreapta și să ne îndreptăm spre parcarea noastră, pentru că se pune ploaia și nu vreau să-l udă pe proprietar. E un extraordinar de simpatic domn care îi mulțumim încă o dată că ne-a pus-o la dispoziție. Și știi că eu admir pe oamenii ăștia cum e el. S-o folosești ca zi, ca mașină de zi cu zi, nu e ușor. Nu e deloc ușor. Pentru că orice mașină ai avut înainte, care are un minim de confort, o servodirecție, un geam electric, o închidere centralizată, să mergi cu așa ceva e... Crește că la mașina asta trebuie să deschizi portbagajul cu cheia. Trebuie să deschizi rezervorul de benzină cu altă cheie. Așa? Bă, vedem o neacă ăsta. Cât de tare miroase. Deschide geamul mai mult. Geam. Uite, două Tesla aici, una lângă alta. La autonom, la prietenii noștri. Uite, ușa asta a fost albastră. Îl prinsei cu... Da, da, uite, au pelii de-astea, uite cât era de bufoasă. Bravo, lor. Bă, oricum, spațiul din ea e mai mare decât, mai ales în locurile din față, mai mare decât la modele din prezent. Confortul scaunului e departe
înainte. Adică ăsta e un scaun pe care pot sta, chiar dacă ai statura mea sau a ta. Spătarul mi se pare cam tare, dar nu știu, poate nimeri eu pe ăsta mai... Problema cu reglajele, mă rog, se rezolvă. Te, nu am mers cu ea un pic mai tare la viteză de drum național în afară, pentru că ceva îmi spune și faptul că am zis mai demult că mașina asta, un 1300 pus la punct, e mai stabilă la viteză de 100 de km pe oră decât una din prezent, nu s-ar putea să fie adevărat, pentru că este mult mai joasă, Robert, are motorul pus cum trebuie. Bă, aia nouă e foarte moale, e foarte barc, foarte și moale și elastic, așa, știi? Însă nu facem experimentul ăla astăzi, că acum a început să picure și ți-o înapoiem. Ia uite ce s-a uitat tipul ăsta, cu de mânca prăjitor ce mânca pe aici. Deci prin Craiova, dacă vrei să atragi priviri, opa, dacă vrei să atragi priviri, ți-o... Păi trebuie să-l oprești tu, când le prind jos acolo. A, da? Nu coboară ele. Nu se opresc, de uite. Ba nu se opresc, dar se opresc aici. Păi da, trebuie să le prinzi acolo. Dacia. Dacia. Păi aici mai văd niște, ea are mai multe de ăștia. Și aici cred că mai avea una. Avea trei, da. Ia uite, tai cu băi, ce Golf, bolo. Oricum ar fi interesant dacă am găsit niște cifre. Câte Renault-uri 12 din astea sub licență s-au făcut în întreaga lume, în toate țările unde au fost ele făcute de-a lungul celor 35 de ani? Tu nu știi cum. Dar e o informație interesantă, pentru că sunt câteva pe milioane cine? De exemplare. Crezi că interesează treaba asta? Ia-uzi sirenajul, ia-uzi. Ia-uzi. Ba... Nu știu dacă știi că... Domnul Păun și alți posesori de modelele ale mașinii astea din prezent spun că și ele au sirenaj, dar nu știu dacă tot pe a patra, pentru că dacă au tot pe a patra, e ceva mega conservator. Să fii atâția ani pe aceeași problemă, să o ai în același, pe aceeași treaptă de viteză, e ceva. Ia uite Porsche. A, tu numai după OZN-uri te uiți astăzi. Porsche, Colo, Teslele Colo nu le văzuși, era, nu era teaș pe amândouă. Nu-mi plac ăștia. E ăla verde făcut de tine? Nu. Pe asta mă uitam și eu. Nu, că ăsta e decapotabil. Și ăla a fost vreo două săptămâni decapotabil, că i-a schimbat plafonul. Ia, bă, cum îi zicea la clădirea asta? Casa studenților. Vezi, dacă n-am fost niciodată student. Că au schimbat o planetă ruță. Tripodele. Detalii. N-ai nevoie. A zic că nu-i mișto, nu fu mișto plimbarea de astăzi. Păi pe mine mă încântă că n-am mai fost de mult pe aici. Dar și cu, și cu așa mașină? Bă, lasă-mă, mă, lasă-mă că eu merg pe jos. Ce așa mașină? Nu știu cum vă aud așa, am o grămadă. Vreau să restaurez o Dacia, vreau să restaurez. Uite-mi cum Porsche. Bă, tu uite, vezi câte Porsche-uri, câte Dacia văzut și una doar. Deci e la fel de rară ca Porsche-uri. S-a deșteptat lumea, nu mai vrea Dacia. Ce să faci cu ea? Ia tu să te convin cu vreo tipă. Să vezi, uite fetele ăștia cum vă zără. Fugi că e Dacia, asta n-are frâne. Sunt pocăite, nu sunt cu cărțile în mână. Asta nu se combină cu nimeni. Frumos, domnule. Mașina asta mai trebuie pus un pic la punct. Frânele și timoneria. Dar motorul merge foarte bine și pe partea de suspensie merge bine. Și bineînțeles, volanul poate se poate bine, se poate sigur înlocui, că mai există nu știu câte variante. Bă, da, strâmbie, bă. Stai cu un alt fel de manevrare. Trebuie să fii un pic atent la el, așa că virezi și te aștept să-ți vină, îți vină în altă parte și dacă îmi muți mâna. Dar mie îmi place maxim mașina asta. Uite, am pe aia la garaj, dar doar că e gri. O vopsim neagră. S-o facem. Și uite tu. Cere 450 de milioane. Păi, știi... Văd și are 36.000 de kilometri. Da, e problema. Da, nu știu. Mie mi se pare, nu știu. E ok să ai una, dar nu, n-aș putea să o folosesc.
ca mașină de zi cu zi, nu. Nu, pentru că totuși ai nevoie de un pic de siguranță, mai ales în orașele României. N-ai airbag-uri, n-ai ABS, n-ai SP-ul, n-ai nimic, ești. Păi siguranță, nu-ți dai o cutie de siguranță. De 10, de 15. Da. Spune ceva. Ce să mai spun? Măi, ia uite ce aici. Lucrare. Da? Nenumărate spații de depozitare. Uite, bă, n-are de la nuși material. Capitonaj. Mamă, ce bec urât. Ăsta e becul I? Ăla e H4. Păi ce H4? A, da, dar uite ce socru are. Păi ăsta nu e halogen, e bec clasic. Bec ce-o fi, nu știu, dar prea mare. Uite bec de strebeție, cu două filamente. Îl bag păi văd că mie trebuie să meargă semnalizările. Lasă semnalizările, că n-ai nevoie. Bă, mă, las tot pe frână. Uite, bă, care de la. Are. Pe unde? Uite. Suport. Suflă. Împinge. Uh-huh. E bine. Are și avarii. Au avut și aici, într-o vreme, butonul de avarii. Unde e la foarte? Acum sunt multe transformări, cred că sunt vreo 10-12 da, variante. Da, și că le făceau transformările astea și le anunțau cu trâmbițe, cu ăștia. Dom'le, mutarăm butonul de aici, aici. Mai puserăm aici un reglaj la far. Dar trebuie să învârți așa un pic, dar sigur se reglează decât stângul, că dreptul îi țare capul. Ce avere, și pusești asta, dacă o apeși, sigur, las-o, n-o când sare de acolo, sare pe tine. Poate nu sare. Strumirea asta, uite, decentrată. Băi, nou, bă, fii atent. Ia uite și tu, băi. Bă, fii atent, băi. Da, și-a făcut unul. Aici, vezi, cu flexul, a umblat. Pinia. S-a accelerat pe ea, dar ce mare e. Se vede că... E făcut așa mare, dacă ea se strică și se stătea în ea și așteptai să vină vreunul cu... În asta ce trebuia să fumezi? Carpați? Ce? Ia uși. Ce horcă e pe subiect. Ai m-a auzit expresia asta? Am eu un client, mi-a zis, bă, să aude ceva horcăin pe la mașină. Horcăin? Of. Mașinile cum stau pe platforme, vin, pleacă. Ce să mai domnul, să ne apucăm să luăm 2-3 Dacia de ăștia, dacă tot sunt așa mulți doritori. Și ce ar merge să faci la o mașină din asta? S-o iei, să-i faci caroseria, dar s-o echipezi cu motor, cu suspensie, cu frâne, direcție, de un Renault, de ceva să se potrivească modern, adică să ai servo, să ai ABS, să ai discuri de frână ventilate și pe spate, chestii de genul ăsta, știi, să ai, cum să zic eu, strictul necesar al unei mașini moderne. Cred că e bine, greu de făcut și nu știu dacă mai poți să o omologhezi, sau cred că nu poți să o omologhezi deloc în România. Transformări de genul ăsta. Ăștia sunt o grămadă care schimbă motoare, pun turbo, fac o grămadă de chestii. Cine mai omologhează? Bă, da. Uite ăsta ce vrei. Uite eu, și tu. Păi filmează-i. Triplare din... Unul pe bandă, unul printre benzi și alălalt oprit. Da, vine ăsta cu șevroletul. Păi. Dacă-ți vine ăsta, stai acolo. N-ai cu cine. Eu care n-am permis și știu treaba asta. Ce mai vrei, domnule? Da, ai permis, l-ai suspendat, mai bine, ai pe că l-ai redobândit, dar nu ți-a venit încă. Și aici păi, pe mai, ea și așteaptă. Ce să faci? Nu e prima dată, sunt învățat. Na. Recunosc vezi, și regret. Cu cai, mașini. Ia uite, asta cu Chevroletul chiar nu știe regulile de ce. Ia uite, prost, pe, ia uite pe ăsta, îi făcut astea să fai de capul. Tu văzut și ochii ăla ăla. Îi făcut astea semn să plece și ăsta nu se mai uită și că venim și noi. N-are nevoie. Aoleu. Sunt, păi mie ideea mi-a fi că să merg prin aglomerații ziua, că sunt o grămadă de menți. Tot timpul, din când se lovesc două mașini, nu sunt amândoi de vină. E unul.
viteze a 60, 80, a uite, 120. Mamă, ăsta, poți să ajungi cu la 180 vreodată? Nu știu. 180, băi, dar am făcut pe mașină, bă. Ce să mă... Mai era și pe variantă cu 185 sau 190? Nu. Primele au avut 160 în bord. Celelalte ceasuri, 3 ceasuri rotunde, așa. 3 ceasuri rele. Rotunde rele. Bă, dar volanul ăsta îmi place, bă. Eu te strâng de aici, e dat pe tine. Știu cineva. Cred că, cineva a apăsat accelerația în blană și s-a ținut de volan. A, și l-a tras în spate. Da, da. Așa am făcut eu volanul la gol când am dat cu ea, dar am lovit-o în bord. M-am ținut de volan și am dus covricul pe bord. Dar văd că se opri ploaia. Și știi ce facem acum, nu? E. Mergem măcar pe serpentine. Bă, lasă-mă, nu mai mergem în mine, bă, lasă-mă. Lasă-mă, că cu mașina asta vreau să merg. Ce ai de cap. Mai ridică geamul, că e curent. Tu vrei să mă scapi de profesia asta de dădacă? Mă auziți că am, trebuie să dau 2 ore. Nu știu. La cât trebuie să fii acasă? Nu știu, am o oră fixă. Aia bine atunci. Am chei personale, intru. De fapt ies când vreau, nu mai pot să intru. Intri când poți. Sau când trebuie. Deci, intru la oră fixă. Mașina asta merge prea mișto, să știi. Dar afară de faptul că e foarte zgomotoasă, are frâne foarte nasoale, o direcție greu manevrabilă, nu poți să te gândești că e o mașină care a apărut în 1969. Ia uite ăsta, nu fură oaia. De ce fură? Oaia. Oaia, nu băi, câine are un cățel. Așa? Zii, domne, laudă. Ce să mai lau? Lasă-mă, mă bucur de ea. Ai văzut când ți-a luat A7-le cum te-ai bucurat de el? Nu. 3 zile, că pe urmă ce Kenji sau ce s-a aprins? Nu, bă, nu m-am bucurat. Ce Kenji nu s-a aprins în ăla 1 km, te-am făcut de la omul ăla de acasă până la mine. A, da? M-am bucurat până s-o pornesc. Nu vine acum, ce mai contează? Merge. Așa mă bucur eu de mașina asta acum. Bucură-te, Nea Mihai. Să ții una. Păi nu te vei vedea cu vreo 2-3 în fața porții. Nu, nu. Cu jigloare în gură. Sufli în ele. Cu fișe agățate la gât sau cu ce mai ele pe aceea, cu platina la buzunar. Aprindere electronică, cine era bazat îi cumpăra și o făceai de mergea coală. Ce aia, zbura. Uite Fordul ăla pe... Uite ce frumos e. Fai de capă, chiar că e frumos, da? Ce frumoase sunt ele. Uite la oameni ăștia, dacă mă făceam de la de 80 de table pe casă, aveam 2 lucrări aici. Dom'le, să nu-ți fii cu ei încolo, spre... Pe serpentine? Vreau să văd dacă acolo sus în pantă, când îi dau a patra, la trage mai bine decât SC-ul de 68 de cai. Asta are 56 de cai sau 54 sau 64 sau 62, nu știu câți cai. Are puțin decât o motocoasă. Ceva de gen. Dacă e 1410, are 62 de cai. Și cu ăștia se duceau pe Transfăgărășan, se duceau, nu, Transalpina nu... Nu, Transfăgărășan nu era, Transalpina nu era. Se mergea, dar mergeai pe forestier. Tragem. Pentru că are greutate mică. Am noi o mai. Opa. O, cântă unul cu tine. Ha, cred că vrei tu să ne dăm așa pe parte. Ia uite, îl prinsăram pe ăsta al mai nou. 1.4. Asta e bun 1.4 ăsta. Rupe asfaltul. Și e bun că te ia cu spatele. Îl împingem de la spate. Și mi se pare că mă plimba și o săptămână. Păi episodul ăsta e de o săptămână. Nu, pe așa am zis că ce ai bă, fusi la Brașov și înapoi. Timpul trece altfel în Dacia. Așa e. Eu nu văd nicio diferență de la asta la aia, cam la fel. Doar că e o țară mai cosmetizată. Dar performanță uite, și... Uite, ne urcăm pe el, vezi?
dar n-are volanul ca al tău. Uite, deci tu, suntem cu a patra în pantă. Nici Luci Popa nu ia cu a patra virajele astea. Uite, stă, dă cu frâna, uite de la el, uite. Uite-te la el. Bă, taicule, bă, ia-ți, bă, 1410, mă, lasă Loganul, mă. Bă, stai, bă, tine, a luat 1000 de pensii până acum. E greu, e greu, e foarte greu. Aici, unde ești eu? Mie nu mi-e frică decât să deschidă ușile la coborâre. Nu să deschid, domnule, uite. Spune aici că e securizat geamul. Da, da, da. Vezi, la așa nu scrie pe geam în ce an e fabricată mașina. Sau geamul. Ca să nu știi din ce an e mașina. Robert, te-am dat a patra în pantă. Păi da, dar tu vezi că ăsta nu-i dă scârp. Ia, bă, îl prindem cu a patra în pantă, ia uite. Ha? Ia uite, 55 60 80 60. Hai că merge, dar nu ne lasă ăsta. Păi nici a lui nu poate mai mult. A, deci și el e în blană. Iau, ce înseamnă să ai dat, ce nu te mai interesează. Mamă, cum se simte la asta? Hai, nu mai fi așa cărcotaș. Hai că poți să mergi și cu 100, fii atent. Eu vreau să o duc la viteză de drum național la 100. Bine, sper să ajungem până la parcare la 100. Sper să... 85. Hai că rog. Dar se aude ceva prin bord. Mamă, ce sirenaj are aici pe a 5-a. Să vezi pe a 6. Pe a 6-a nu există. 20. Bă, domnul Preda, și uite, nu e foarte gălăgioasă, decât motorul se aude. Așa, uite, sunt silențioasă pe la uși, pe la ferestre, pe la... Ce? Mă aduceam că era un poezioar de-asta cu moșteciun, pe la uși, pe la ferestre. Ia fi atent ce-i fac eu lui tăticul cu Dacia lui mai nouă. Uite, Robert, am depășit viteza legală. Mă las unele mie că poate sare dracul. Ce să sară? Cu telescop de la în gură pe aici. Vezi că să frânăm acum, să facem test de frânare. Nu mai că știi cum se dă asta. Vezi, știu, îmi dai seama. Dar nu facem test din ăla de frânare. Luăm așa progresiv, aoleu, cu Popa, pe că ne duce ăsta din față la frânare. Ne duce pe contrasens. Bun. Ha! Ia și întoarce. Ia uite, băgai mâna în volan ca Luci Popa. Păi încără Dacia. Ia uite, mă, uite, mă, ce întoarce. Ia, uia, uia. Frumos, domnule. Dar nu pe... La ce mașină mai vezi tu să scrie aici modelul? La Audi. 1300. Și ilbul ăsta ce înseamnă? Înseamnă ceva, o instituție de... Făcut preșuri. Făcut preșuri, da. Dacă ți întorc asta așa, nu mai știu unii a cincea. E același lucru. Toarce-o cum trebuie, așa. Poate te duc așa cu 100 până unde vrei tu. Și sfârle așa, bă, nu facem mulți kilometri și bucă. Ăla cum merge motorul, eu zic că facem, să știi. Telefonul ăsta nu vede fumul omul ăla. Mașina e Ford sau Mercedes? Păi eu știu ce dracu, dar scoate bușneală. Dar nu vede mobil. Mamă, cum miroase după aia, ești nebun la cap. Păi e sparte, bă, nu. Hai de capul meu. Mai mănâncă un litru până în oraș. Trebuie să ne stăm departe de ea. Nu sunt stare să facă și o altă stemă aici. Mulțumim pe asta, e explodat. Asta cu Craiova? Da. Ce să-i mai fac? Ruginite. Să duc la tine, Ciciu. Deci,
E una dintre mașinile care mă bucură cel mai mult că am putut să o filmez și să mergem cu ea. Chiar dacă nu-ți oferă nimic comparativ cu o mașină din prezent. Băi, ești rău. Hai, Dumne, bucură-te, ia. Las că prind eu cu pop-audio la, să vezi ce n-ai văzut atunci. Bucură-te, Dumne, zi în continuare. Ce te mai încălzește? Îmi bagă, mi-e cald. Ce cald? Te duci la căldură, nu? Da, și așa arde ele. Bă, ăsta e de Spania? Da, deci mașina asta a venit din Spania, România? Dar ce are? În halul ăsta. Nu știu dacă a poluat toată Europa. Ăsta trebuie împușcat. Dacă îl prinde ăștia, îl împușcă. Trebuia să-l prinde pe ăsta la urcare. Păi de capul meu, lasă. Să vezi. Pătimea la atunci. S-a pus praful pe volan ăsta. Dă-ți seama ce, ce însemna să mergi cu asta pe un drum de ăsta de pământ, care nu are nimic, elemente filtrante, nu are traseu, tubulatură, băga direct în ochi. Îți scoate ochi, sar muște, paie, ciocuri de rață, ce-o mai fi, iară de cârtițe. Iară de cârtițe. Ce faci, Robert? Lasă ușa închisă. Vreau să văd dacă are sistem de la asta să închide când pleci după loc. Băi, la ăștia trebuie să deschideau singur în mers. Ce vorbești de sisteme să se închidă singur? Ce că se potriveau cheile de la una la alta? Dacă o închideai pe atași, n-aveai cheile, ce mai la un vecin să o deschidea? Dar apropo, știi că în anii comunismului așa? Existau rețele de furturi de mașini. Deci românii erau priceput la chestii, se furau daci. Îți dai seama ce era să fură daci. Se dezmembrau, se vindeau pe componente. Dacă am câte găuri să pună și daci? Și o șubenț, dacă bagi un vârșa pune. Exact. Nu are... Dar totuși gândește că în anii aia riscai un pic, pușcăria era pușcărie, pedepsele erau mari. Nu are niciun sistem de la de chip, de ceva. Și e imobilizator. Și atunci... E silențioasă. Știi când am dat în radar la motor ce mi-a zis polițistul? Ce zic? Bine, domnule, am zără 70. Zic, domnule, ce, ce mașină bună. Tu ce era? Păsat. Așa, deci ai văzut și poliții știi, spun că e o mașină bună. Numai tu, nu. E o mașină bună, da. Nu-i simți viteza. După 10 ani am dat și eu în radar odată. Tu nu vrei să dai radar. Păi culmea. Mintea cu el dai de 10 ori pe zi. Hai mă, lasă-l pe ăsta cu doba lui, că ne afumă destul. Bă, mă sparse la mai, mai îl și îl imortalizez. Păi cineva. Ia uite, domnule. Ia apă multă pe jâi. Să face pateu anul ăsta. Păi pateu nu-ți face biu pateu. Se face pateu, să crezi gâștele, ranțele ăștia. Porci. A, e și bine. Tu ceva cu pateu de la șmecher, de fica de gâscă. Nu mănânc pateu la mine pe fiecare zi. Și mergi cu a șaptele? Da. Ce are? Nu contează unde stai. Contează cu așa, ce mergi, cum te vede lumea. Tot așa te odihnești și că ea dormi în pat de la saltea cu apă și că dormi pe paie. Da. Sună unul, bă, fii atent, îmi trimise poze. Un tiguan, plin de apă până la geamă. Aoleu! Este... Prin țăpata asta de mă picură pe ochi. Ha? Vezi că dacă îți prindeți mâine acolo, ți le răsucește, ți le face pe aici, așa. Italiană, la vinul ăla franțuzez,
Dacia. E visul american. Apropo, știi că s-au exportat și în Canada. O să exporte și pe lună. Sunt câteva și pe lună. Nu. Oricum este trist că într-o țară ca România, sau cred că este singura țară din lume care am făcut același model de mașină atâți ani. E ceva. Același zis de mașină atâția ani, se vede și noi ca nație, așa, ca popor. Păi, adică să începi în anii 69-70 cu o mașină recentă, din prezent, și să termini în 2004 cu aceeași mașină. Păi producătorul care a de la Renault 12 până la în 2004, ce se făcea? Laguna 2. Păi, câte generații a mai schimbat? Păi asta e, noi am plecat odată cu aia. Și am rămas pe loc. Da. Undeva s-a întâmplat ceva. S-a rupt filmul de iubire și a început a ruginii. Eu mă mai gândesc la tine, dar tu Dacia nu vii. Da. Opa. Opa. Păi că aici poate ratezi virajul. Hai, de unde să știi? S-aude un tic-tic-tic. Ce nu s-aude? Ia uite cum se plimbă omul ăsta, cum e la spate. A plictisit săracul. Ca și mine. Consumul nu știm să vi-l arătăm. Dar oricum, cât timp erau reglate cum trebuie, mașinile astea nu consumau mult. Dacia chiar avea un consum bun. Caroserie ușoară, kilograme puțin, reglaje bune, motor. Mai era o chestie și cu cutiile de viteză, că erau cutii de fugă care se turau mai treptele, mai... Și de tras, trăgea, domnule. Aia de tras, luai raba după tine și trăgea. Ce să mai... Ia. Deci cât de rău ai putut să fii în acest episod. Incredibil. Dar... Te legași cu aia de gât, nu merge. Hai mă că se trage, nu? Nu se trage, domnule, la modelul ăsta, e ca la orsit. Poți să cobori și nu atingi pământul, caz așa, rămâinea. Chide o monitor pe două. Păi se deschide, domnule, la grup. Oricum, a fost un super episod, o super mașină, îi mulțumim că ne-a pus-o la dispoziție. Ți-ai dat Dumnezeu sănătate, fă că e fumător, cred că a fumat miliarde de cartușe, țigări. Uite, aici s-ascundeau banii de nevastă. Unde? Aici, în volan. Zici, uite, acum poți să ascunzi iarba acolo. Bă, e posibil că mașinile s-au ajuns și prin Columbia, prin... Pune-l ca lumea dacă îl pui, nu-ți bate joc de omul ăsta. Mașinile s-au ajuns și prin Columbia. Așa? Și fi sigur că au fost folosite la transportat iarbă de adevăratele. Ia uite pe omul ăsta. Pe Decebal și în Dacia. Bun, astea fiind spuse, să nu uitați de odorizanții Deomax, făcuți la Pitești. Ăsta este... Nu știu cum să-l numim, etalonul, brand, produsul top al acestui brand Decebal, dar și ceilalți sunt foarte mișto. Să vă abonați la canalul nostru, să dați un like și paginii de Facebook AutoMasterChef by Mihai Popescu, să ne scrieți dacă vreți să veniți cu mașini la filmări, dacă vreți să le vindeți, vă putem ajuta filmându-le. Domnul Preda vă așteaptă cu lucrări de tinichigerie. Vopsitorie, vă spun, da. Ia, da. Vezi? Da, bă, asta e ca să știi că... Unii caută soft close. Unii le-au găsit. Acum, na. Ne vedem cu bine noi și noi episoade. Sănătate multă, numai bine. Bye, bye.